la tata, il fiul meu cel drag, pe cui trei străini, a murit acolo departe de Regiu și nu-l mai am. Și ne-a întrebat cum să facă, să-i facă această trecere la cele veșnice rânduială, prin credință, alături însă de toți cei dragi, de prieteni și de rudeni. Ce mare durere poate să fie pentru doi părinți când își pierd copilul lor la numai 29 de ani, când poate alți părinți în locul lor se gândeau că vor veni bătrânețile peste ei și fiul și fiica vor avea grijă de ei, când se gândeau poate că vor veni cu nepoții la casele lor și vor fi bătrâni, bunici, fericiți. Iată că într-o clipă, o veste tristă i-a transformat bătrânețile, așa zis, fericite, în bătrâneți pline de durere, de lacrimi și de întristare, că cel care ar fi trebuit poate să fie sprijinul vieții lor, Sergiu, nu va mai veni acasă pe picioare lui. Aseară când a venit la Sfânta Slujbă de priveghere pe care am săvârșit-o la 8, un părinte cu care am fost la un masă undeva în comun, frapați, tineri, vin și eu și părintele respectiv, când am văzut că un tânăr ca și noi pleacă atât de timpuriu din mijlocul celor dragi ai săi. Părintele m-a întrebat imediat, oare a avut copii, oare a fost căsătorit, pentru că parcă durerea ar fi și mai mare. Și am aflat că acest tânăr frumos și falnic, culcat înaintea noastră, pe ultimul său pat de odihnă, a mai avut un copilaș, drag și gingaș lui, poate pentru care a acceptat să ia viața în piept, să-i fie greu acolo departe, printre străini, acolo alături de mulți alți tineri ai noștri, care neputând să-și facă un rost în țara aceasta sau în țara noastră, soră, Republica Moldova, au trebuit să-și lase părinți, soții și copii, să meargă acolo să fie fii ai nimănui, între străini, între oameni fără de dragoste față de ei. Și iată că se întâmplă și astfel de tragedii, cum s-a întâmplat cea cu Sergiu, pe care, iată, spre mirarea și cu lacrimile noastre în ochi, îl privim acum, repet, îmbrăcat atât de frumos, ca un mire într-o zi de sărbătoare. Fratele nostru a dormit într-un domnul Sergiu Plămădeală, fiul al lui Alexandru și Veronica, născut în data de 20 aprilie 1982, în satul Leucănuți, Lencăuți, Republica Moldova. La vârsta de numai 6 ani a mers la școală și a absolvit-o în 1999. În anul 2002 a terminat cu succes școala tehnică profesională din Ocnița, obținând diploma de mecanic auto și permisul de șofer profesionist. Cetățenia română a dobândit-o în anul 2002, ca în anul 2003 să se căsătorească cu soția sa Aliona, iar în anul 2005, în familia lor, Bunul Dumnezeu să răsară un blăstar frumos al dragostei lor, ce anume pe fiul lor, Plămădeală Alex. Activitatea profesională și-a început în Republica Moldova ca șofer de autocar pe ruta internațională, dar mai târziu pe ruta internațională Chișinău-Milano. 2 ani din activitatea profesională i-a petrecut în Moscova, în Federația Rusă, și din anul 2010 a fost șofer pe tir la o firmă spaniolă, ca în data de 18 octombrie, o zi pe care familia și toți cei dragi nu vor uita niciodată, în 18 octombrie acestui an, în urma unui stupid accident în Tarragona, Spania, la vârsta de 29 de ani, ceasul vieții lui Sergiu să se oprească într-o zi fatidică lui, când a decedat în urma unui accident. Alături de el stau acum însă soția Liona cu fiul său Alex, spre care dacă Sergiu s-ar putea îndrepta cu gândurile sale de ultim rămas bun, le-ar spune: dragii mei, îmi pare rău dacă v-am pricinuit o supărare. Îmi pare rău că poate n-am făcut mai mult în acest scurt timp al vieții mele. Mă uit cu tristețe și sunt sigur că cea mai mare durere a lui îndreptată către fiul său minunat, către Alexandru, pentru care reprezintă poate imaginea acelui tată care nu se va mai întoarce acasă și spune: eu mă duc acum de la tine, dragul meu, să vei rămâne alături de mama ta, de bunicii mei, de unchii mei, de toți ceilalți care de acum înainte vor ține rol, poate și de tată.
dar să nu uit niciodată că de acolo, din împărăția luminii, de unde mă voi duce, mă voi ruga întotdeauna Tatălui Ceresc. Că dacă m-a luat acum atât de timpul la 29 de ani de lângă tine, să-ți fie și pe mai departe Tată, să-ți poarte de grijă și Tata se va ruga mereu de acolo cu cuvintele. O, în această viață, de unde îi filă eu la tine, noi putea să vin. Dar mă rog de la nostru Părinte să-ți dea mult noroc și minte, puiul Tata, care de acum înainte vei rămâne, poate simțind o durere pe care nu o va înlocui nimeni. Alături de el stau de asemenea doi părinți extraordinar de îndurerați, Alexandru și Veronica, cărora le spune și acum Sergiu, parcă prin ultimele sale cuvinte, mamă dragă și tată drag, de ori de unde ori veneam și am auzit-o pe mama în lacrimi, spunând atunci când l-am adus afară, că până acum veneai acasă și mi-aduceai tu flori, acum patul tău este împresurat cu flori, florile dragostei, flori pe care poate tu ar fi trebuit să mi le aduci mie acasă, însă cei dragi, familia, prietenii, rudenile, le-au pus acum la patul tău de odihnă, în semn că te prețuiesc, în semn că te iubesc. Au pus acest frumos portret al lui, parcă privindu-vă cu ultimele sale puteri și ca și cum v-ar strânge la pietul său drag, pentru că la astfel de clipe de durere se văd cu adevărat prieteni, prieteni care au venit de aici, din România, din Republica Moldova, poate chiar din Spania, de pretutindeni, când au venit acum cu o datorie sfântă să fie alături de Sergiu, de dragul lor prieten. Mamă dragă și tată drag, îmi pare rău că ar trebui să ne despărțim la bătrânețile voastre. Îmi pare rău că acum, când poate alți părinți își plimbă copiii prin parc, eu nu-l voi mai putea plimba pe Sergiu, dar tată drag, Alexandru, pentru că Alex îți poartă numele copilul meu, te voi ruga să-i vii de acum înainte și tată, nu numai bunic, să-i spui că a avut un tată minunat care s-a luptat în viața lui pentru el și care de azi înainte se va ruga din ceruri pentru sănătatea și creșterea curată a lui. Deja a rămas bun de la sora sa, de la Olexia, alături de care a copilărit în casa părintească și alături de care a împărțit și bune și rele, așa cum se întâmplă în orice familie, și îi spune, draga mea, te rog să ai grijă de mama și de tata, să ai grijă de Alex și de toți ceilalți, pentru că de acum înainte tu ai rămas singură, sora mea dragă, și te rog să mă ierți dacă în decursul acestei vieți ți-am greșit cu ceva, ca și Dumnezeu să mă ierte. Amin. Deci a rămas bun și de la soțul, cumnatul surei sale, Olesia, de la Ovidiu și de la copii Alexandru, Iris și David Justin, de la unchiul său iubit Anatol cu soția Angela, cu fecele Bianca și Beatrice și Agne Alexandrina, care au fost alături din fiecare zi. A fost incredibil unchiul său Anatol alături de tata, de Alexandru, cum s-au zbătut și parcă nu au fost în vârstă, mai în vârstă decât el, parcă au fost frați, pentru că nu-mi vine să cred că doi oameni atât de tineri la vârsta lor să-și piardă pe cineva atât de scump și drag inimii lor. Și a rămas bun de la toți cei dragi prieteni ai săi, mulți veniți din Republica Moldova, de departe, din România și de peste tot. Și a rămas bun acum și de la casa părintească din Lencăuț, acolo unde cu durere mare în suflet, un suflet în vârstă, bunica sa dragă, trăiește o zi plină de lacrimi și de întristare, când bunica, în vârstă de 72 de ani, Elisaveta, împreună cu multe rudeni și prieteni, n-au putut să vină să-l vadă aici, dar în rugăciunile lor îl vor pomeni de acum înainte, în rândul celor adormiți și duși la întâlnirea cu Dumnezeu. Mulțumindu-vă tuturor acelor care astăzi, în această zi plină de tristețe, ați înconjurat acest mormânt și acest sigriu al tânărului nostru Sergiu pe care îl petrecem, să spunem cu toți într-un gând, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, să-l facă tână ușoară și memoria binecuvântată, iar pe cei rămași în urmă, soție, copil, părinți, unchi și toți ceilalți, celelalte rudenii, să-i mângâie Dumnezeu în durerea lor și să-i facă odihnă veșnică. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormitului robului tău, Sergiu, ce l-ai luat de la noi, și fă-lui Doamne veșnică povenire. Veșnica lui povenire.
pacient la aia. Acolo. Domn părinte, în toamna pacientul meu. Și tot la groapă? Da, mă.